Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din zodia Gemeni sau cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna, ce frumos sună, luna aprilie 2021 și vom începe cu unde vă aflați unii dintre voi pe drumul vieții voastre în această lună. Și anume luna aprilie și haideți să vedem ce energie înconjoară și avem strength, avem energia forței. Forța să fie cu voi și forța este cu voi în această lună. Unii dintre voi veți găsi forța necesară de a merge mai departe, de a depăși anumite obstacole, aș spune eu, anumite situații. Vorbim de recâștigarea încrederii în sine, de reevaluarea voastră, să zicem, ca persoană și a obiectivelor voastre și de a reuși să spuneți stop, gata, până aici, acelor nesiguranțe, acelor temeri, poate, care v-au ținut pe loc până acum. Foarte frumoasă energia pentru voi, pentru luna aprilie. Și mergem mai departe să vedem ce anume guvernează pe sectorul iubirii în această lună, dragii mei gemeni, și avem succesul benefic în mod divin integrat, se numește cartea. Este arcana cu numărul 10, este roata norocului. Și vă spun în felul următor că pe sectorul iubirii se întoarce roata. Dacă până acum lucrurile nu au stat așa cum trebuie, uite că acum se aliniază planetele în favoarea voastră și vine ceva din partea divinității să vă aducă norocul în sectorul iubirii. Păi să vină norocul să bate la ușa voastră și voi să aveți curajul și forța să îi deschideți, aș spune eu. Și mergem mai departe și să vedem ce energie vă influențează. În această lună aprilie, ce energie influențează? Am devenit maestră în această mișcare de coate. Avem energia lui Mercur. Păi și nici nu mă miră energia lui Mercur. Aveți grijă pentru că, de ce spun lucrul acesta? Voi oricum sunteți zodie de aer, energia lui Mercur guvernează sectorul, elementul aer și sectorul mentalului. S-ar putea să fie foarte, foarte multe gânduri. Vorbim și despre comunicare, de care veți avea parte în această lună. Papam, papam, comunicare. Ok, da, pentru unii dintre voi, da, avem numărul 15. Dacă îl reducem, este 6 și vorbim despre comunicare sau mesaje legate de iubire, legate de amor în luna aprilie. Dar, de asta v-am spus, să aveți puțină grijă cu această energie a lui Mercur, pentru că s-ar putea să amplifice, să accentueze această energie de aer și să vă dea, poate, nu știu, stări de agitație, pentru că vorbim despre overthinking, vorbim despre a gândi foarte mult, de a analiza foarte mult anumite situații. De asta este puțin tricky, da? Această energie pentru voi. Și mergem mai departe și să vedem ce mesaje vor să vină din partea Doamnei în lună. Ce scuze că mă tot uit încolo, dar sunt niște, pentru că plouă afară, așa cum am spus, și tună și plouă cu găleata. Sunt, eu având o copertină aici unde îmi desfășor activitatea, sunt niște indivizi care se tot adăpostesc acolo și ce nu-mi place. Hai să spunem așa, și nu-mi place, pentru că eu îi văd prin geam. Bun, haideți să vedem mesajele din partea lunii pentru voi, dragii mei gemeni, pentru luna aprilie, aprilie. Sper să nu spun martie, dacă spun martie, mă corectați, mă iertați. Bun, și avem luna plină în pești și este în felul următor mesajul: Balance, spirituality and practicality. Coborâți cumva și cu picioarele pe pământ sau mergeți și meditați mai mult. Este nevoie de echilibru între spiritualitate și practicalitate. Poate unii dintre voi munciți prea mult, sunteți foarte ancorați în 3D, sunteți foarte preocupați de aceste lucruri concrete. Și am văzut, da, cu acea energia lui Mercur, s-ar putea să vă faceți voi multe griji, planuri, chestii de astea de 3D și ați cam uitat de partea spirituală. Dacă este așa, atunci vedem ce vă spune spiritul pentru luna aprilie, că e nevoie de acest echilibru. Sau dacă stați foarte mult în planul mental și nu faceți nimic sau spre, mă rog, foarte puțin pe parte practică, atunci e bine să coborâți și cu picioruțele pe pământ și să
și să faceți ceva, da? Să treceți la treabă. Haideți să vedem dacă mai este vreun mesaj din partea lunii pentru voi, dragii mei gemeni, pentru luna aprilie. Don't let pride get in your way. Este luna plină în leu și spune nu lăsa mândria să-ți stea în cale. Ei, dragii mei, pentru unii dintre voi și mai avem don't let your past hold you back. Nu lăsa trecutul să te țină pe loc. Foarte interesante mesaje. Pentru unii dintre voi, dragii mei, s-ar putea să apară noi începuturi din ceea ce vedem aici și să vă împiedice cumva fie mândria voastră, orgoliul vostru sau ceva ce s-a întâmplat în trecut să vă țină pe loc și s-ar putea să fie păcat. Haideți să vedem și dintr-un nou set de oracol ce mesaj vrea să vină către voi pentru luna aprilie. Nu lăsa mândria să te țină pe loc. Interesant mesaj și nu lăsa nici trecutul să te țină pe loc. Bun, haideți să vedem ce alt mesaj. Și tot despre lună vorbim aici și avem luna nouă în Taur. Luna nouă în Taur și vorbește despre personal growth, despre creștere personală și self-esteem, despre acea valoare de sine, despre felul în care te vezi tu pe tine. Ești o perlă valoroasă și știm că perlele se formează prin chinul acestei scoici. Deci dați-vă, aduceți-vă aminte, da, în luna aprilie cât de valoroși sunteți. Dar asta... vreau să specific, asta nu înseamnă că trebuie să ajungeți la un astfel de orgoliu, că să spuneți, mamă, eu sunt perla perlelor și nu fac nu știu ce și nu fac nu știu ce și nu stau de vorbă cu nu știu cine. Nu lăsați orgoliu, da, să vă stea în cale, pentru că există și acest risc, dar asta nu înseamnă să nu știi cine ești cu adevărat, asta nu înseamnă să îți uiți valoarea. Pentru unii dintre voi, dragii mei, e bine în această lună să vă ocupați mai mult de voi, de propria persoană, de ceea ce vă doriți cu adevărat, de creșterea voastră. Da, este o perioadă de creștere personală pentru aceia care își doresc acest lucru. Bun, și haideți să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru voi. Numai puțin să-mi pun astea așa să nu mă încurce. Și haideți să vedem ce mesaje vor să vină pentru luna aprilie. Pentru zodia Gemeni, zodie, ascendent, Venus, lună, nodul în nord, în Gemeni, și să vedem ce mesaje și avem în felul următor, wisdom. Avem înțelepciunea, se numește, este cartea Marelui Preot. Este cartea Marelui Preot și unii dintre voi, dragii mei, veți învăța niște lucruri importante și vedem că sunt lucruri importante legate de valoarea de sine. Lucruri importante legate de cine sunteți voi cu adevărat. Sunt lecții importante pe care unii dintre voi le veți învăța în această perioadă și cred că sunt lecții importante pe care le veți învăța și valori, da? Despre familie, despre tradiții, probabil, îmi vine să spun, pentru că avem următoarea carte. Este Foundations and Achievements, acele chestii de fundație, da, și achiziții. Poate unii dintre voi vă veți cumpăra o casă, cine știe, vă veți muta într-un alt imobil sau faceți un credit în această, în această privință, pentru a cumpăra acest imobil, dar vine ideea de familie și faptul că unii dintre voi veți învăța ceva important legat de ideea de familie în această perioadă. Și v-am spus, cred că, și nu știu de ce, spiritul mă îndeamnă acum să adun cifrele de pe cele două cărți, una este 5, una este 4. Este ceva foarte aproape de completion, este un ciclu care este foarte aproape de a se încheia. Ceva ce voi ați experimentat în trecut, ați trăit în trecut, ceva care la un moment dat s-a destabilizat, a trecut printr-o schimbare profundă, și v-a făcut pe voi să înțelegeți ceva foarte valoros legat de familie și legat de loialitate și de prietenie. Sunt mesajele care vin cu aceste două cărți. Ce ați învățat voi, dragii mei? Și e ceva ce vă face să creșteți în această lună.
pentru că ați învățat niște lucruri importante și avem și asul de bâte, aici se numește Prosperity Begins, prosperitatea începe, da, apare și prosperitatea pentru că este ceva ce voi ați sădit, acolo ați plantat, dar vorbim despre prosperitate în iubire pentru că este asul de bâte. Sunt două mâini, o mână feminină și una masculină care împreună protejează această sămânță. Pentru aceia dintre voi care sunteți poate la un început de relație cu cineva, ne spune că această relație va fi prosperă. Această relație merge către abundență, merge către ceva frumos, stabil și vedem acele fructe la care încep să se coacă și le puteți aduna în viitor. Îmi dă din nou această senzație de familie. Unii dintre voi, dragii mei, ați învățat, așa cum am spus, o lecție importantă și acum sunteți pregătiți pentru a vă întemeia o familie. Este ceea ce vă doriți, dar au fost, din ceea ce văd, și o să vedem la tarotul clasic, cu cartea Hierofantului, da, a marelui preot, au fost niște lecții pe care voi a trebuit să le învățați prin niște răsturnări de situații ce s-au întâmplat în trecut. Și cu cartea marelui preot și cu patru de bâte acolo putem vorbi despre căsătorie. Unii dintre voi chiar sunteți pregătiți pentru așa ceva. Schimbare, schimbare, schimbare și pe plan financiar. Apar schimbări pe plan financiar și pe plan material. Unii dintre voi s-ar putea să faceți o reconfigurare traseu așa și să vă schimbați jobul, să vă schimbați slujba, să mergeți pe un alt drum către o altă latură, o altă carieră, cine știe, și chakra numărul 2, chakra sexualității. O să vedem noi cum se lămurește această arcană majoră a sexualității. Dacă apar niște blocaje sau nu, deocamdată mesajul care îmi vine cu această carte pentru voi, fiind în centrul citirii voastre, este legat de creativitate. Folosiți-vă de creativitate. Poate unii dintre voi sunteți persoane care lucrează în domeniul artistic sau creați ceva. Creați într-un fel sau altul. E o treabă legată de creativitate. Că este, nu știu, literatură, că este artă, că este design, că este orice, este ceva legat de creativitate și o chestie care vă va aduce fundamente stabile. Disconnect and boredom, 4 de cupe, deconectare și plictiseală. Unii dintre voi, da, sunteți plictisiți și sunteți cu spatele la ceea ce vrea să vă ofere Universul, pentru că am văzut sunt niște lecții pe care le-ați învățat în trecut. Niște lecții importante și aveți impresia că nu mai vine nimic pentru voi, că nu vă mai trebuie nimic în sensul acesta. Dar știm foarte clar că în această carte de 4 de cupe, Universul întotdeauna vine cu niște oferte și tot vorbeam de oferte. Uite că vin și ofertele, este 6-le de bâte și este prosperitate materială și spirituală. Dragii mei, vă văd în această lună făcând planuri de viitor, pentru că veți avea și cu cine, aceia care vă dați voie să aveți cu cine și, scuzați-mă, da, s-ar putea să fie niște emoții, s-ar putea să fie niște insecurities, nesiguranțe acolo, pentru că vedem apele astea așa țâșind și apa vorbește despre emoții. Asta ar putea să fie niște zile în care ies așa niște emoții la suprafață, dar nu văd că vă oprește acest lucru. Vedem clar cum vă uitați către soare, vă uitați către victorie. Șasele de bâte este carte de victorie și de reușită. Ați avut parte de niște schimbări, clar, vedem și pe parte de iubire și pe parte de finanțe, de carieră, dar vedem că ele duc către victorie, duc către reușită și către recunoașterea meritelor voastre. Și ce mai avem aici? Third Eye Chakra, chakra celui de-al treilea ochi, intuiție și creativitate avem în luna aprilie. Atenție la intuiție, folosiți-vă intuiția. Unii dintre voi, că tot vine foarte puternic chestia asta cu domeniul artistic, cred că veți downloada, veți aduce informații importante din Akasha și veți crea ceva foarte frumos, ceva de impact foarte, foarte mare pentru societate, pentru cei din jur, ceva ce va fi recunoscut, mi se spune. Și o altă arcană majoră este temperanța, patience, răbdarea. Da, unii dintre voi ați avut răbdare și ați stat și ați așteptat și ați așteptat de v-ați plictisit acolo și acum vedem exact ca la acel as de bâte din această sămânță, iată cum iese o plantă frumoasă, un crin foarte, foarte frumos.
A venit momentul înfloririi. Acum, în această lună, este momentul oportun. Până acum a trebuit să așteptați. Nu a fost o perioadă în care lucrurile să se întâmple pentru că nu era momentul potrivit. Acum, cu Cartea Temperanței, vorbește de timp divin și vă spune acum este momentul potrivit. Ha. Suffering in silence, suferința în tăcere, 9 de săbii. Unii dintre voi ați stat și ați suferit mult timp în tăcere, da, și cu 4 de monede aici. Ați stat și ați suferit de monede de cupe, scuze. Ați stat și ați suferit în tăcere, crezând că nu mai există cupe pentru voi, nu mai există șanse pentru voi. Dar ce să vezi, s-a terminat acest drum, da? Dincolo, soarele răsare. Bun, și mergem mai departe și haideți să vedem cum se lămuresc aceste cărți pentru voi. La rădăcina pachetului avem regele de monede și vorbim despre antreprenoriat, vorbim despre stabilitate financiară, despre abundență, așa că unii dintre voi care vreți în această lună să mergeți pe cont propriu sau sunteți pe cont propriu, vedem o ameliorare a afacerii, să zicem, voastre sau a locului de muncă, în sensul că vă vor fi recunoscute meritele pentru ceea ce faceți și vedem acest surplus, să-i spunem, de originalitate, îmi vine cuvântul acum, și de creativitate, în ceea ce creați voi, originalitate în ceea ce creați voi, pentru că avem și chakra celui de-al treilea ochi foarte activă, ceea ce este foarte, foarte bine, da, exact ce vă spuneam. Deci ați învățat voi niște lecții importante pentru că ați avut parte de un final brusc și dureros în trecutul vostru, îndepărtat sau apropiat, cine știe. S-a întâmplat ceva acolo, ceva s-a terminat și nu a fost deloc plăcut și poate nici nu v-ați aștepta la lucrul acesta, dar prin terminarea acelei situații voi ați tras niște concluzii importante și ați învățat niște lucruri foarte, foarte, foarte importante. The Six of Cups, șasele de cupe. Acum, nu știu, s-ar putea să se întoarcă cineva din trecut la voi. Sau voi să vă gândiți la niște amintiri plăcute cu cineva din trecut, cineva cu care fie ați fost într-o relație de lungă durată, fie ați visat poate să fiți într-o relație de lungă durată sau poate chiar vă gândeați voi așa la căsnicie atunci. Oricum, pentru unii dintre voi vedem că această persoană s-ar putea să se întoarcă, posibil să fie această persoană cu care ați avut parte de un final brusc și dureros, în trecutul apropiat sau îndepărtat. Da, și vedem 9 de cupe. Ceva ce voi v-ați dori foarte mult se manifestă în această lună. Este 9 de cupe peste asul de bâte. O iubire, un început de iubire sau o reaprinderea unei flăcări mai vechi, aș spune eu, apare ca și probabilitate pentru voi, dragii mei gemeni, în această perioadă. E ceva ce v-ați dori foarte mult. Probabil ceva pentru unii dintre voi, ceva ce v-ați dori foarte mult și nu a mers în trecut, ceva s-a întâmplat acolo în trecut. Last more about the Ten of Swords. Ceva s-a terminat în trecut acolo, da, Treiul de Săbii. Asta s-a întâmplat în trecut, a fost o lovitură de grație, fie pe care ați primit-o voi, fie pe care, nu știu, ați oferit-o, habar n-am, dar acolo lucrurile au stat cât se poate de nasol și acum se pare că se întoarce fie această persoană, fie Universul vă mai dă o șansă pentru a ajunge la ceea ce vă doriți și vedem că vă doriți stabilitate, vedem că vă doriți o familie unii dintre voi pentru că asta este lecția pe care ați învățat-o. Tell me about the five of wands here. Da, planuri de viitor peste aceste schimbări financiare. Avem planuri de viitor pe care voi vi le faceți. Vă uitați în sfârșit, da? Se ia ceața de pe ochi. În sfârșit vedeți lucrurile mult mai clar și vă uitați acolo in the horizon, la linia orizontului și faceți planuri de viitor. Și sunt planuri mărețe și îmi place foarte mult lucrul acesta, dar vă rog să, și nici nu vreau să ignorăm aceste mesaje. Nu lăsa trecutul să te țină pe loc și nici nu lăsa mândria să îți stea în cale. Pentru aceia dintre voi, pentru care se întoarce, pardon, o persoană din trecut,
și care acum poate își dă seama că vrea să fie cu voi, vă spune nu lăsa mândria să stea în cale pentru că este ceea ce tu îți dorești cu adevărat. Iar pentru aceia dintre voi pentru care vine o persoană nouă, Universul vă mai dă o șansă în această perioadă, vă spune nu lăsați trecutul să vă țină pe loc. Ăsta este trecutul care ar fi bine să nu vă țină pe loc. Dezamăgirile. Da, ce s-au întâmplat în trecut și rănile din trecut, nu lăsați aceste lucruri să vă țină pe loc, pentru că ce vine către voi cu asul de bâte și nouă de cupe este o iubire superbă, o iubire pe care voi v-ați dorit-o întotdeauna. Bun, și vedem planurile de viitor, pentru că sunt niște schimbări în luna aprilie. Îmi place foarte mult faptul că unii dintre voi lăsați, da, lăsați în spate ceea ce s-a întâmplat acolo. Bun, și avem pe chakra aceasta sacrală și vorbim despre, așa cum am spus, creativitate, vorbim despre abundență. Chakra sacrală, această chakra sexualității vorbește și despre abundență. Și iată cum vine abundența cu 9 de monede către voi. Veți avea în luna aprilie, vă veți simți foarte confortabil cu ceea ce aveți în jurul vostru. Veți avea tot ceea ce vă este necesar. Ce mai vedem aici? Avem asul de săbii. Cineva vrea să ia legătura cu voi, da? Iată peste patrul acesta de cupe. Cineva vrea să ia legătura cu voi și probabil să clarifice o situație în luna aprilie, da? Pentru că voi sunteți cu fundul așa în sus. Eu v-aș spune. De fapt, v-au spus cărțile, nu lăsa nici mândria să stea în cale, nici trecutul să te țină pe loc, măcar ascultă ce are de spus această persoană. Vedem un început de comunicare între voi și altcineva. Why is the six of wands here? Haideți să vedem mai departe. Six of wands. Da, patru de cupe din nou. Patru de cupe din nou. Vă bag în ședință. Dezamăgire, pierdere de speranță. Unii dintre voi ați pierdut speranța și vă spune nu pierdeți speranța pentru că vine abundența, vine prosperitatea în viața voastră. Și simt că unii dintre voi ați pierdut speranța și în ceea ce privește iubirea și în ceea ce privește, nu știu, chestia asta de parte materială și de job. Nu, vin noi oportunități. Important este să nu vă lăsați voi ținuți pe loc și să vă ocupați de voi, da? Și să vă reevaluați pe voi ca persoană, să vă readuceți aminte de cine sunteți voi cu adevărat. Și avem Justice, cartea justiției, da, se face dreptate, se clarifică lucrurile, asta este foarte clar. Dar ce îmi place cu cartea justiției și cartea celui de-al treilea ochi, mi-arată că veți vedea clar, dincolo de aparențe, anumite lucruri în această perioadă. Veți vedea foarte clar, nu vă veți lăsa copleșiți de emoții, nu veți lăsa emoțiile să stea așa ca un văl în fața voastră, ceea ce este foarte bine. Veți fi laser sharp, da? Intuiția voastră va fi la cote foarte, foarte, foarte înalte în luna aprilie. Haideți să vedem, why is patience here? Și să vedem ce ne... Ce ne spune cu cartea temperanței? Dragii mei, ne spune în felul următor că ceea ce ați așteptat și nu s-a manifestat până acum, pentru că nu era momentul să se manifeste până acum, trebuia să aveți grijă de sămânța asta, de dorința voastră, vine acum și iată, dragii mei, asul de monede, vorbim de noi începuturi în carieră, propuneri de colaborare, joburi noi care apar în calea voastră, dar care vă vor aduce din nou starea de echilibru pe partea financiară. Și dacă vorbim de iubire, vorbim despre noi începuturi, că am văzut și asul de bâte acolo, dar noi începuturi de relație de pe termen lung, de posibil căsătorie, din ceea ce văd eu aici. Și ce mai vedem? Că vine împăratul. Păi să vină împăratul. Să vină împăratul, vine o persoană, da? Împăratul este antreprenor, împăratul este lider, este șef, dar poate fi cineva care vine și bate palma cu voi, vine și vă oferă un job, da, cine știe, sau este o persoană care, așa cum am spus, are propria afacere, este o persoană foarte, foarte încrezătoare în forțele proprii, știe foarte bine ce vrea, știe să conducă și vine către voi cu o ofertă de relație pe termen lung. Ce frumos! Și mergem mai departe. Și haideți să vedem Amorul Ghebos. Ce mesaje vor să vină din partea Amorului Ghebos pentru luna aprilie, pentru zodia Gemeni?
Zodie, ascendent Venus, lună, nodul nord în Gemeni, ce mesaje vin din partea iubirii? Forgiving and learning. Iartă și învață despre ce vorbeam cu cartea Marelui Preot. Marele Preot vorbește și despre iertare și lecții învățate. Iartă și învață, dragul meu și draga mea din Zodia Gemeni. Și poate, sper eu din tot sufletul, pentru că mi-aduc aminte de treiul ăla de bâte, pardon, de aici, poate unii dintre voi în luna aprilie, în sfârșit vă veți elibera, în sfârșit veți înțelege ce s-a întâmplat în trecut și veți ierta, da? Vă veți elibera pe voi prin iertarea acelei persoane, acelor persoane și așa mai departe, pentru a vă putea face planuri de a merge mai departe, planuri de viitor. Și dacă nu știți că n-ați făcut încă lucrul acesta, ar fi cazul în luna aprilie să îi dați cu iertare, să îi dați cu iertare pentru a putea să vă eliberați. Ce mai vedem? Avem honeymoon, luna de miere, cineva călătorește către voi sau voi veți călători către cineva, pentru că vedem, ori voi sunteți cei care vă gândiți cu drag la niște momente petrecute împreună cu cineva, probabil cineva cu care s-a întâmplat lecția de viață acolo, sau cineva se gândește la voi, dar vedem că cineva călătorește, cineva vine către voi sau voi către persoana respectivă, așa cum am spus, express your love. Păi da, oameni buni, și păi da, de ce zic eu păi da? Fii tu primul sau prima care face un gest de iubire, fii tu prima sau primul care dă mesajul, care dă phone call-ul, dă telefonul. Și acum îți spune din nou, nu lăsa trecutul să te țină pe loc și nu lăsa mândria, da, să îți stea în cale. Că unii dintre voi cu șasele de cupe văd că vă gândiți la acea persoană din trecut și vă gândiți foarte mult, dar aveți un ego cât casa și nu vreți să faceți primul gest. Nu vreți să faceți lucrul acesta și vă spune universul, nu lăsați lucrurile astea să vă stea în cale, pentru că vedem prosperitate, pentru că vedem o dorință împlinită prin această reuniune. Bun, și mergem, mergem acolo, mergem aici, pentru că aici am jucării noi. Și ia să vedem, astea sunt mai greu așa de amestecat, dar o să fac eu într-un fel. Și să vedem ce mesaj vrea să vină pentru voi, e tot legat de iubire. Și arată, uite așa, și spune așa, viața este într-o continuă schimbare. Viața este formată din cicluri care se schimbă permanent. În momentul în care tu opui rezistență ciclului natural al vieții și nu faci decât să creezi un stres care nu este necesar. Go with the flow, lasă-te purta de curent, lasă lucrurile să vină către tine și acceptă-le, nu lăsa orgoliu să stea în cale, nu lăsa mândria să stea în cale, nu lăsa trecutul să te țină pe loc, așa cum au spus. Go with the flow, you will be surprised where it leads, lasă-te condus de valul acesta al evenimentelor și al vieții și vei fi surprins de locul în care vei ajunge. Wow, cât de frumos! Cât de frumos, mama lui de orgoliu și mama lor de frici. Și haide să mergem mai departe și să vedem din nou temperanța și vorbește de timp divin. Avem de două ori temperanța. A venit momentul. A venit momentul să faci un pas. A venit momentul să iei o decizie, să faci planuri de viitor, așa cum am văzut cu treiul de bâte, Goddess of the Moon. Reactivează energia feminină din tine, nu că ar fi plecat ea nicăieri, conectează-te la emoțiile tale, du-te acolo în interior și vezi ce găsești, adu-ți aminte cine ești cu adevărat și ce-ți dorești tu cu adevărat, mi se spune, și nu lăsa tâmpenile alea să-ți stea în drum. Și mergem mai departe, haide să vedem și de aici ce mesaje vor să vină pentru dragii mei gemeni, pentru luna aprilie. Deep knowing, exact. Deep knowing, vei cunoaște, vorbim de înțelepciune. Și îmi arată acea carte a Marelui Preot, acele lecții învățate. Vei avea
acel moment, acele momente de înțelepciune în această lună, le știi, le vei simți din toți rărunchii. Singura chestie care poate să stea în cale este mândria ta și frica de a nu se repeta un ciclu. Dar vorbim despre o înțelepciune profundă pe care o vei găsi în sufletul tău, în interiorul tău, în luna aprilie. Trust be told, două bufnițe avem aici. Câtă înțelepciune, cam câtă înțelepciune te lovește, dragul meu, în această lună. Trebuie doar să o asculți. Truth be told, adevărul va ieși la suprafață și vedem axul ăsta de săbii, se va face claritate într-o situație, vei vedea lucrurile foarte clar. Vei vedea lucrurile foarte clar, cineva poate va recunoaște ceva sau tu vei recunoaște ceva față de o persoană, ceva ce n-ai vrut să recunoști până acum, pentru că ai purtat o mască sau cineva nu și-a spus sentimentele sau intențiile față de tine. Pentru că a purtat o mască, i-a fost teamă, cine știe, dar acum vedem că adevărul iese la suprafață în luna aprilie. Și haideți să vedem simbolon. Până la simbolon, stați așa că, uite, ăsta le uitam aici. Haideți să vedem de aici ce mesaje vor să vină pentru voi, după care vedem, trecem la tema de casă. Că știți voi, cei care urmăriți canalul, simbolon vine cu teme de casă, success. Succes, abundență și am văzut și șasele de bâte, carte de victorie. Vă îndreptați către succes dacă vă alegeți pe voi, vă îndreptați către succes dacă nu vă este teamă să faceți un pas înainte, dacă nu vă este teamă și dacă nu lăsați ego-ul să vă stea în cale. Vă îndreptați către succes, aveți 9 de cupe acolo, cartea dorințelor împlinite. La asta trebuie să meditați în luna aprilie, este colivia de aur, dragii mei. Aceia care sunteți într-o relație de fațadă, aceia care sunteți într-o relație din motive total greșite, doar pentru că există acolo abundență, de este doar o colivie de aur, gândiți-vă la lucrul acesta, dacă e ok sau nu pentru voi. Pasiunea este dincolo de colivie, n-are nicio treabă cu ce se întâmplă în colivie sau poate sunteți pe partea cealaltă și țineți pe cineva acolo oferindu-i tot ceea ce voi credeți că are nevoie. Nu e ok. Meditați la acest lucru. Mă scuzați. Și acum mergem la oracolul chakrelor și să vedem ce anume trebuie voi să mai știți, dragii mei gemeni, pentru luna aprilie 2021. Creation. Și vorbim tot de chakra numărul 7, de inspirație divină, creație. Da, voi creați noi începuturi, asta este clar, dar iar mă trimite cu gândul la ceva legat de creație, de partea artistică. Nu știu, creați ceva și în luna aprilie vă iese foarte, foarte, foarte bine, sunteți foarte ghidați și inspirați. O, Doamne, Doamne! Foarte ghidați și inspirați să faceți acest lucru. Spiritul este cu voi, sunteți foarte intuitivi și downloadați foarte multe informații. Vanity, mă, nu ce vorbeam eu, vanity, vanitatea. Aveți grijă la vanitatea, aveți grijă la orgoliu, vă rog eu frumos că s-ar putea să vă pună piedică și să vă dea un ștânfund și să ajungeți unde nu vreți să ajungeți. Of, of, of. Cum mă ambalez eu. Bun. Haideți să vedem niște mesaje din partea divinității de aici. Un deck de ăsta micuț așa și cu niște mesaje foarte interesante. Sunt jucării noi, așa cum am spus, pe care le-am achiziționat, că nu mă pot abține. Și haideți să vedem ce mesaj vrea să vină. Am înlocuit acesta cu mesajele din partea îngerilor, pentru că e cam același lucru și plus că sunt mesaje noi. Ce mesaje vor să vină pentru dragii mei gemeni? Guides, ghizii, ghizii voștri spirituali vă atrag atenția, sunt cu voi. Ghizii voștri spirituali sunt aici pentru a vă ajuta în luna aprilie. Ok, și îți spune comunică cu ghizii tăi spirituali astăzi și nu numai astăzi, și nu numai în luna aprilie, mi se spune și mi-arată această carte, da? De a medita mai mult, de a te conecta mai mult la partea spirituală. Ghizii tăi spirituali sunt aici pentru tine și te roagă să comunici cu ei. Și haideți să vedem și un mesaj motivațional. Un mesaj motivațional pentru gemeni, pentru gemeni, pentru luna aprilie 2021.
Haide, 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 haide. Renunță la autocritică și autoînvinovățire. Nabelea. Atunci când ești impecabil, tu ți-asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. Poate tu ai rănit, cine știe. Dar nu trebuie să te judeci sau să te învinovățești pentru absolut nimic. Nu mai da cu biciul în tine, cum ar spune folclorul românesc. Și pentru că n-am mai făcut de mult lucrul ăsta și mi-era dor, hai să vedem și niște bilețele pentru voi pentru luna aprilie. Entuziasm. Păi da, cu entuziasm trebuie să priviți viața și nu dați cu biciul în voi și nu vă învinovățiți și nici nu lăsați treburile din trecut să vă țină pe loc pentru că ceva frumos vine către voi. Picioare. E, dragii mei, aveți grijă, cine știe, la picioare să nu vă loviți. Vine mesajul pentru unii dintre voi. Aveți grijă la picioare. Pereche, suflet pereche, suflet pereche. Și acum vine în felul următor mesajul cu suflet pereche și picioare. Pentru aceia dintre voi care, nu știu, v-ați cunoscut deja sufletul pereche, este ceva legat, ceva deosebit legat de picioarele acestei persoane. Că are un birthmark, nu știu, are un semn din naștere, că are ceva ce v-a atras atenția sau dacă nu cunoașteți, atenție că vă veți da seama, este ceva orică funny, oriceva ce va atrage atenția la nivelul picioarelor acestei persoane. Atenție, e clar o să vă atragă atenția. Poate e ceva care chiar o să vă facă să zâmbiți. Poate, nu știu, e încălțată cu ceva funny, simpatic pe acolo. Dragii mei din Zodia Gemeni, acestea sunt mesajele pentru voi pentru luna aprilie 2021. Sper că a rezonat măcar ceva, dacă nu tot, din această citire cu voi. Dacă a rezonat, dacă v-a plăcut, aș aprecia foarte mult. Se pare că are maximă importanță pentru canalul meu să apăsați butonul de like. Dacă nu ați reușit încă să vă înscrieți pe canal, aveți butonul de subscribe, cel puțin așa scrie în engleză. Nu știu cum este în română, dar sigur arată la fel. Dacă nu a rezonat în totalitate, știți, este doar o citire generală și căutați să ascultați și acele citiri unde aveți ascendentul, Venusul, nodul Nord sau Luna, da? În ce zodie aveți, căutați citirile respective pentru că s-ar putea să rezoneze mai bine. Dragii mei, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Tarot Scop, Amoroscop sau alege o carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.